Salutare, oameni fani, și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. De această dată un episod foarte, foarte în curugol, adică total needitat, ca să vedeți exact ce se întâmplă și cum se întâmplă. Sper să nu fie multe rage-uri, că au fost multe rage-uri, atâtea rage-uri încât l-am editat, te-l-o la drac, când am tăiat probabil mai mult de jumătate din episod. Dar e partea a doua, nu-i pasă nimeni, hau, ce greu. Bun, avem aici și două superbe silver chest. Ăsta cred că e pentru mâine, dacă nu uit să-l pun la deschis, dar există și șansa asta, să sperăm că nu se întâmple. O să dăm bătălia la or. 5-10 minute e clar, am înțeles cum stă treaba. Avem aici și shop-ul, mai am un pic din astea, practic n-am reușit să deschid mai lucru, nu știu dacă meritat, probabil că nu merita să dau 210 minute pe aia, dar nu-i problemă. Avem aici un epic barrel de asta și am cumpărat 20 de porci, ceea ce e bine, dacă merita mai des un pic porci în shop ar fi perfect, să-l duc și la level 11 ca să nu-l folosesc. N-am decât eu. Numai, bă, stai că o da, opa. O da buff la Mega Knight. S-ar putea să fie de costă din nou bun. În fine, dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să și un buton de like, 2500 de like-uri. Suntem super mega forță. Și să sperăm că o să meargă bine episodul acesta, că nu vreau să mă enervez asta. Dar, bun, ne uităm aici la News Royale, că vreau să văd exact ce se întâmplă. Filmez, să nu filmez prea mult, că hau. Ok, băi, numai Mega Knight-ul aici. Mă bucur că nu văd graveyard-ul sau chestii, că de obicei le dă nerf la alea. Plus 20%, ok. Ăla damage, deci o să dea mai mult damage, dar într-o zonă mai mică. Ok, not bad. Dar nerf la alea, golem, ăsta era super OP, gen. Chiar aveam multe cămâncă. Mă rog, eu dat buff-ul la baterie. Bine. Wizard buff-ul. Vine din nou, nu știu, n-am înțeles, dar e ok. Invisibility, bla, nu mă interesează. Mega Knight e ok. Goblin Hat, Lifetime, perfect. Asta e ok. Și mai mare nerf dacă se putea. Asta e buff-ul. Can be knocked back by Barbarian Battle Card, Bullet Q. Deci bănuiesc că și de Battle Ram. Oare era? De Battle Ram, de... Nu-i ce fac eu deloc. În fine. Haideți să trecem la scandal. Să cerem niște cărți corecte. Nenea Bolică, încă 4. Ia, e cineva la ori, noi. Mi-am făcut deck-ul, m-am gândit că ăsta ar fi un deck frumușel. Cât de cât, aș zice. Final battle, hai la scandal. Hmm, 4000, ești nebun, în ultimele war-uri mi-a dat din așa de la 8500 în sus. Mă, cineva chiar o să zic, bă, dar nu există 8500, nu știu ce. Totuși, dacă la din asta și eu l-am pus rovăsul singura chestie care zboară și de după asta. Hmm. Hmm. Da, cred că am belit-o, aș putea să zic. Și nu-i bine să o belești, gen. Că poate vă întrebați, dar băi, nu e ok să o belești? Eu o beleau. E o problemă, pentru că no, n-am counter contra lava cărnaț. Hmm, cum să jucăm, frățioare? Am un cycle bun pentru orice ăsta, dar și cum e? Nu e bine, nici aia. Iar batem pe ăsta pe ăsta. Să mor tu. Mamă, ce faia am tras-o. 1919 anul. În care s-a înființat Ucluj. Ok, la asta, de data asta o bat cu... Bă, da, bă, ce bovagon ăsta. Puteam să fost chestia asta contra la Lava Hound, frate. Gen, goblinașii ăștia ar fi dat după Lava Hound. Nu prea am gândit-o. În ultimul timp, așa cu gânditul, nu prea-mi place. Dar e ok, frate, adică nu-i neapărat să gândești mereu. Ei, nu. Indicat să nu gândești mereu. Oh. Oh. Au beleau, venit de meu. Hmm.
capace să se întâmple. Hai mă, porcule, n-ai putut să mai dai și tu una, mă, fătă răule. Bă, sincer, cred că greșește la ce face acum. Numai dacă n-are un spell din ăla Barosan rău. Vreau să-mi fac o mare manevră. De ce am făcut asta? Da, fi, am câștigat oricum. Nu știu ce aveam impresia, că n-o să reușească porcul să facă manevra acolo. Au beleaua. Huh! N-a fost chiar așa ușor cum a părut. M-a părut eu ușor, dar trebuie să mă laud. E ok, frate, am câștigat la războia mea și am luat și bani. Bălană? Bălană! Super bălană! Poate câștigăm și noi un război la care particip și o să iau și eu ce zina la Gishmaker. Dacă îi dau la asta 8 ore, acum nu are rost. Trebuie să dau direct la asta. Atunci l-am ăsta fix pe mâine la ora 5 dimineața. Ok. Bun. Salutare, salutare. Ce să luăm de aici? Nu știu ce am să fac, în fine. Să le deschid doar astea sau să le las pentru mâine la un chest? O punem mai frumușel așa, cu mai multe chesturi. Cred că mai bine... Le lăsăm pe mine. Le lăsăm așa. Ne băgăm în arenă la scandal. De că e pregătit. Hai să dăm să vedem. Tot level 12. Toată ziua ieri level 12, azi toată ziua level 12. Dar nu înțeleg, adică sunt deja destul de departe de Challenger 2. De ce îmi dai tot level 12? Nu mai las, nu mai joc și eu cu... Nu. Level din astea micuțe. Au, bau, ce greu. Bun, începutul e ok. Prințesă, mame, loc, vei fă mă de cârnat. Ceea ce înseamnă că nu prea pot să pun cărțile pe aici, pentru că trec pe aici și pe aia de la dă cu rocket-ul. Și când dă... Bobiță! Ce bine dacă băgam în spate poison-ul. Mamă, și ăsta l-are. Prea târziu. Ce fain era dacă mă obișnuiam să mă joc din tastatură. Puneam baulul mult mai rapid, Ana. Până m-am dus, până l-am mutat, până Moș Crăciun. Telemia. Prinț, mă, ce pui mei de chestia. Ok. Lă-mă, frate, hai chidăm așa. Înflăm prințesa aici pe la hau. Bag iar goblin mână. Manevră. Am crezut că bagă goblin game acolo, dar l-o băiat acum numai. Trebuie să scoatem pe proastă. Și nu mai am elixir. Cred că am pierdut aurul ăla. Da, l-am pierdut. Sau nu chiar? Tot aia. Are cycle bun, gen față de mine, adică eu trebuie să pun o carte la 5 ani, el pune 3 în 2 secunde. Am apucat blană. Blană de ursache. Da, și acolo taurul să se ducă, blană. Blană de ursache 2. N-am vrut să dau bowler-ul acolo pentru că oricum taurul nu, era cam pe hau. Și dacă puneam bowler-ul, mai păstram un pic taurul în viață, dar nu știu dacă merita până la urmă, știi, adică, nu. Mai stăm un pic așa, punem așa și așteptăm să luăm bătăi. Bătăiță. Tragem de așa aici așa. Nice. O merita? Nu cred că merita. Lăsăm așa. El dă cu goblin barrel, nu dă. Ok, nu dă cu goblin barrel încă. Punem aici. Punem aici. Au beleaua, ce erau. Ce era? Nu mai știu unde era. Așa că era de mult. Rachetă, bă, s-ar putea să fi greșit aici.
Pentru că dând de racheta ai consumat 6 elixiri, prietenașule, și eu s-ar putea să te blaznesc acum peste 8 pentru această fază. E dacă am șupit de bulan. Să lovesc lock in pe tower. Stau liniștit. Îmi pună baza să lovesc că este băiat corect. Scoipește corect. Mă, două win din două ieșim, mă. S-ar putea să nu trească să tai astăzi episodul în 600 de bucăți. Să vezi și să nu crezi. Trebuie să fiu pe fază, să nu mă întind tare mult cu episodul. Ca să ne păstrăm așa calm și această, nu situație, până celălalt. Din alea cu zen și alte alea. Fii Feng Shui și de felul. Inca Royalty, ne batem cu furtună, ești nimic. Îmi amintește de X-Men, m-aș uita la desene de X-Men, dar nu prea mai sunt. Au băgat desene de cacao acum la televizor. Dar e bine și așa. Bun, ce deco fi asta? Muscă plus aia e clar, e golem. Deci l-am pus pe ăsta aici în loc să pun lângă să-i rupă fălcile aia. Nu știu iasă. Ok, level 9 pe Fireball. Ceea ce e bine-s. Din nou trebuie să mai aștept un pic. Nu știu unde mă grăbesc, că n-am de plecat. E acasă, da, e ok. Oh, Giant. Cred că e mai bine Giant decât Rahatul ăla. Mamă, și ce treabă face ăsta, ești nebun? Deci ăsta a făcut o treabă fenomenală aici. Și nu vorbesc aerea. Gen, pe bune. Faptul că a rezistat atât au adus mare. Oh, shit. Bun. Mare defense a făcut acolo. Și chiar nu vorbesc la vreo gen. Că l-a ținut pe Knight, nu pe Knight, pe Giant atâta timp acolo. O super important. O să chiar blănau. Bun, până aici sunt un avantaj destul de măricel. Ia, e un graveyard. Bună asta, bună. Dar trebuie să facă defend aici sau să renunțe la giant. Ok, o renunță să facă defend acolo. Mare greșeală, aș zice eu. Dar nu mă bag, man. It is what it is, cum zice vârcul pe piesă. Dar oarecare să fie win condition-ul în afară de giant? Mă gândesc că trebuie să mai am ceva pe lângă ăla. Aș îndrăzni să zic. Ok, Moscoiu. Vine acum cu giant-ul la rupere. Ăla mă, pe-alea mea. Aș gineti mai mult aici. E câte orice altceva. Pe taură la teoretic îl ia Valor acum. Mă teoretic, practic n-au apucat, dar e ok. Pentru că la distanță e un poison. Poison. J poisoné, tu poisoné, everyone poisoné. Câtă lumea. Să dă cu tricicleta, să lovesc bea de din nou. M-a ajutat să nu mai folosesc încă un poison acolo pe nașpa. Și i-am lăsat aici taură. Sau nu? Păcat. Făceam și un ban cinstit, nu de alta. Blanau. 3 din 3. Nu știu ce s-o fi întâmplat azi. Azi dimineața am mâncat o șorma, n-am mâncat altceva suspect. Chestii maronii prin asta. A, da, și dacă vrea cineva să intre în clan, practic avem locuri grămădău. 44, putem aici așa. Deci, nu. Cine vrea să vină? Nu, ok. Nu știu pe ce a intrat omul. Cum așa. Salută, de ce merge așa prost war-ul? Și după aia iese. Ce să zici? N-ai ce să zici? 14 minute, ăsta o să fie ultimul. Dacă facem 4 din 4, atunci chiar a fost un episod blanau. Bella Boys. Deși din ceva motiv oamenilor le place să mă vadă că mă enervez, nu să mă vadă că virgulă câștig. Aude. Știți că e golem de data asta, adică nu trebuie să vă mai zic, dacă vezi pompă plus, cum o cheamă pe aia, să zic frate, vagabanta întunecată, e garanta golem, deci n-ai cum, deci la asta e cu ochii închiși m-aș putea juca și să știu că e golem. Vă garantez, pe trei perechi de șlap rupți, că e golem. Nu are ce să fie altceva,
100% e golem. Dacă nu e golem, mă las de jocul ăsta și mă apuc și mă joc Mario Kart. Dacă ăsta nu e deck cu golem. Nimă la asta, are și Fireball destul de barosan, dar a jucat-o prost. Părerea mea, acum nu știu ce să zic, poate nu a jucat-o prost. Asta e o problemă mare. În aceste combinații, dă-i și tobile acolo. Bravo, băgatule, încă o bile, băgatule, cât ești băiat de ștept. Bravo, băiat. Ia-mi eu de ce diamant de fire al dracului de fraia. De... Aoleu, e lava ham. Mamă, trebuie să mă apuc de Mario Kart, ești prost. Ok, credeam că știu despre ce vorbesc. Uitați-vă cât damage am luat de la rahații așa. Credeam că le dă splash ăsta, dar nu le-a prea dat. Am prea plăcut splash. Ok, ok, gata, ne apucăm din Mario Kart. Ce mai vreți acum? N-am mai văzut până acum deck-ul ăsta, sincer. Dar cum ar fi? Fii atent, manevră. Să fie și golem în acest deck. No, atunci chiar mă las de jocul ăsta. Dacă e și golem în deck. Nu cred că e, dar dacă îi, mă eleu. Nimă, am dat să mut cartea și nu să mut aici, Nimă. No, cum ar fi, frate, să fie golem cu lava hound? No, așa ceva n-am mai zis până acum. Dar nu cred că se poate așa ceva. E no, aproape imposibil să fie așa ceva. Ce balon? Libele. La balonă. Ce faci? Dau la balon. Mamă, dar fireball-ul ăla e mare, mă? Credeam că e micuț așa pe hau. Cum dracu? 20 de secunde. Acum dacă e prost, bagă pompa, doamne. E păcat, mai ne poate. Da, hai să facem direct așa pe hau direct. Nu mai avem timp, mamă, dar am pus acolo graveyard-ul să nebunez. Dacă mă chinuiam, nu reușeam să-l pun așa prost. De ce nu dă nimeni în tower? Domnii cu graveyard-ul. Nu vreți să au beleaua? Bun, trebuie să trage de timp. Vine Balonescu. Aole, mă bate la 6 HP. Ce rău, ce rău, ce rău, ce rău, ce rău. Nu, nu. Și încă o dată se demonstrează cât de OP este levelul în arena. Dacă n-avea level 12, era bătută de mult. Dar are level 12, bineînțeles. Se pot 4 din 4? Nu se pot 4 din 4, pentru că, da. Ce să faci? N-ai ce să faci. E bine, e ok. Până unde a ajuns ăsta? Sper că nu a ajuns, ajuns la 4300 plus. 4578, să n-ajungă în viața lui la 4600. Blesteme peste blesteme. În fine, ce să fac, n-ai ce să fac. I-a rămas în 6 HP, bulănachii. Ăsta a fost episodul, fraților. Mersi fain de vizionare. Să aveți o zi super faină. Salutare. Au.